Despre ce se întâmplă pe cer, Sanda Ionescu este pe canapeaua de la Neața, discutând așa la o cafea despre ce se va întâmpla în următoarea săptămână, dar mai ales în următoarea lună. Bună dimineața! Bună dimineața din nou, bună dimineața vouă, bună dimineața Răzvan! Și celor, și invitațiilor noastre, și nașilor. Și, da, și zi, prietenilor. Zi așa, cum se vede perioada asta? Știu că e un aspect ce nu s-a mai întâlnit de foarte, foarte mult timp. Înainte să vorbim de asta, eu zic să vorbim un pic de iubire, pentru că vorbim de luna februarie, da, știu ce vă doare pe voi, bărbații, în mod special. Okay. Bun. Calculând în anii precedenți, da, Venus, care se ocupă de energia iubirii în astrologie, să știi că anul ăsta este atipică, pentru că este sub semnul vărsătorului. Și atenție că e posibil să ne trăznească, ca să spun așa, iubirea, da, una nonconformistă. Să ne pălească. Eu zic că iubirea ne trezește, iubirea ne dă energie, Răzvan, da? Okay. Ăsta e adevărul. O iubire magnetizantă, nonconformistă, să ne ia flama, pur și simplu. În anii precedenți a fost o iubire exaltată, o iubire mai dedicată, mai introspectă. Acum suntem magnetizați efectiv de iubire. Uh-huh. Dar putem să ne întoarcem acum la aspectul care nu a mai avut loc de 242 de ani. Așa. Și că este un aspect pe care noi astrologii îl studiem acum. Ce înseamnă asta? Gândește-te că Pluton în vărsător a intrat în semnul vărsătorului anul acesta, în ianuarie, pe 21. Uh-huh. Și de ce asta rău? Pentru că acum 242 de ani a avut loc Revoluția franceză, Războiul de Independență, pe Pluton în vărsător a avut loc Marea Schismă dintre Biserica Catolică și Cea Ortodoxă. Adică e posibil să avem parte de niște schimbări, de reforme, de revolte, dar ce interesant că pe luna aceasta Pluton, care este octava superioară, este Hades, da? Moarte și renaștere. Își va întâlni octava inferioară pe Marte, care este planeta războiului, este planeta acțiunii. Okay. Ambele sub semnul vărsătorului. Pe lângă Marte, să știi că se va duce acolo și Venus și Mercur, adică va fi un aspect destul de tensionant. La nivel planetar, clar, se vor schimba, vor avea loc anumite reforme, schimbări tehnologice, pentru că tu știu că ești cu gadgeturile, de când te știu eu. Eu am abac în continuare, vezi de treabă. Dar am înțeles, da, suntem în preajma unei Da. Dar chiar m-am întâlnit cu cineva de la NASA, să știi că se lucrează foarte, foarte mult pe zona de Starlink. De la NASA te-ai întâlnit? De la NASA, da. S-a întâmplat. Nu. Semnele zodiacale care sunt avantajate în luna asta sunt? Semnele zodiacale care sunt avantajate perioada aceasta sunt cele de aer, vărsător, gemeni și balanță, da? Deci pentru ei luna aceasta vine cu susținere. Atenție, voi, cei care aveți acest semn zodiacal, și revelații. Astfel încât vărsătorii, gemenii și balanțele trebuie să profite în această lună de asocierile care vor avea loc, de lecțiile pe care le vor învăța în această lună, pentru că ei au susținere mentală foarte bună, au comunicare eficientă și o gândire echilibrată, vorbind de niște semne inteligente, cu o natură inteligentă, așa s-au născut ei, sunt foarte deștepți. Pentru lei, tu ești leu, nu? Da. Pentru lei, luna aceasta vine cu provocări, vă scoate din starea egotică, indica să înțelegeți voi lei, da, și cei care se uită la noi acum, că voi sunteți ok, actorii principali, scena este a voastră, așa, dar e indicat să-i acceptați și pe ceilalți în jurul vostru. Ce să zic, fiecare la casa lui. Bun, de aspectul ăsta egotic care se manifestă de prin noiembrie. Am înțeles că încercăm să ne reșapăm, să ne... Da, să învățăm să ne ducem și către ceilalți, lei, în mod special. Taurii și scorpionii, ei vor avea parte de provocări foarte multe în perioada aceasta. În cauza taurilor e indicat să scape de energia aceea atașării, da, pentru că este provocatoare luna februarie pentru ei. Iar scorpionii e indicat și ei să încerce să-și echilibreze transformarea, nu prin energia aceea pământeană, ci un pic mai elevată. Ok. Hai să mergem la fiecare zodie în parte, să vedem cum va fi următoarea perioadă și de se schimbă ceva esențial, dacă nu trecem peste. Pentru berbești, să știi că deja a început curățenia de primăvară în ceea ce privesc prietenii, da? Deci ei vor fi foarte selectivi. Deja. Și e foarte indicat să fie selectiv. De ce? Pentru că în momentul în care dăm la o parte ceea ce nu ne trebuie, automat în viața noastră vine ceea ce trebuie. Okay. Pentru tăurași, să știi că
Tăurașii sunt foarte introvertiți în această perioadă, le este greu să se afișeze, socializează ceva mai dificil și parcă nu vor să iasă din starea de contemplare. Dacă cumva perioada asta e posibil să aibă probleme cu autoritățile, așa că tăurași, fiți puși la punct cu documentele. E foarte important, orice document. Ok, gemenii? Gemenii. Pentru ei, luna aceasta, dacă aveți posibilitatea, să meargă într-o vacanță, pentru că au nevoie de energie. Și la început de februarie. La început de februarie și pentru ei, apropo, că tot e perioada asta de examene, da? Pentru ei e foarte indicat să studieze, au susținere din punct de vedere mental și intelectual. Deci pentru gemeni, cei care sunt studenți, cei care dau și astăzi examene, pentru ei e o perioadă bună. Rac. Să știi că racii pot beneficia de moșteniri sau li se pot mări salariile. În schimb, nu este indicat ca racii și moștenirile. Asta este aspectul sunt pentru... Sunt foc, raci. Da, dar fii atent, că există și antiteza. Da. Racii, în momentul de față, e indicat dacă își doresc să-și facă un credit. Acum, da? Luna aceasta, da? Mai bine stau și așteaptă până luna martie. Târziu. Mergem un pic mai repede, te rog. Lecția leului, ți-am zis care este, da? Trebuie să înțeleagă. Mergem la fecioară. Da, mergem la fecioară. Mergem la fecioară. Pentru fecioare, da? Este important ca în perioada asta să muncească mai puțin, ei se dedică tuturor și ei somatizează la nivel fizic. Deci răcelile se vor ține cumva scai de fecioară, așa că e important să vă focusați pe voi. Hai, vedeți-vă de treabă. Balanța. Pentru balanță este luna iubirii. Deci balanța, dacă a visat la o iubire ideală, diferită, acum este momentul, luna aceasta, să vă găsiți iubirea ideală. Scorpionul. Ei sunt mai familiști în perioada asta, se focusează pe familie, pe veniturile din familie și e posibil ca cineva din familie chiar să-i surprindă cu anumite, nu știu, informații bruște, neplăcute. Săgetătorul. Neplăcute, da. Avem scorpion. Era bine pe la un punct și după aia trosc. Da. Hai, mergem mai repede. Pentru săgetător este o perioadă bună de călătorii. Dacă doresc să țină conferințe sau gândit vreodată să scrie o carte, da, pentru ei este un focus mental foarte puternic în această perioadă. Deci, dragi săgetătorii, apucați-vă de scris. Capricorn? Capricornii. Ei, dacă au idei în momentul ăsta bune, evolutive și vor să investească în ceva de genul acesta, acum este momentul. Ei sunt mai tradiționaliști, capricornii. Este un moment în care ei pot deveni non-conformiști și să le aducă venituri foarte mari pe viitor. Vărsători? Vărsătorii, să știi că în această perioadă stau bine cu, din punct de vedere al imunității, e bine să pun accent pe ei, au susținere în tot ceea ce fac pentru că e plin acolo de planete în semnul lor și poate apărea iubirea aia care să-i trezească, care să-i non-conformistă. Iar peștișorii, pentru ei, e indicat răzvan să meargă să-și facă niște analize. Iau potențial, între ghilimele, de a somatiza niște boli cronice. Ei sunt mai introvertiți în perioada asta, nu-și doresc foarte mult să socializeze, dar nu-i nimic. Dacă asta simțiți, asta faceți, dragi peștișori, și încărcați-vă cu baterii, că urmează energia berbecului. Mulțumim tare mult, Sanda Ionescu, într-o scurtă explicație despre Radu Bucălaie și zodia lui, studiu de caz pentru toți astrologii din România. Revenim și săptămâna viitoare povestind despre aspecte astrale. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. Avem legătura la fecioare care... Nu, nu, nu! Perioada asta.